are despre ce n-are. Bănuiesc că da, nu știu ce n-are. Gergele! Să mă aștept la o amendă ceva sau? Păi, nu știu, vedem. Vine-o cu aia. Dă-mi agenda. Dă-mi agenda. Dar spuneți dacă, adică facem un proces verbal, ce se întâmplă? Dacă facem un proces verbal, nu fac banul și vă rog, comunic și... Vă rog, merită să citiți, sunt informații, nu sunt slogane. Chiar merită să citiți. Care v-ați deplasat doi polițiști locali până la mine? Motivul este că asta ți-am plasat un panou deja fără autorizație. Am înțeles. Și pentru asta trebuie să dați o amendă. Ca să spune așa ceva, trebuie să aveți o autorizație. Poate nu vă puneți. Am înțeles. Ok, îl țin în brațe. O să-l țin în brațe. Dacă îl țin așa, mai e o problemă. Se consideră că i-am plasat dacă stă cu el? Adică nu l-a lăsat să plece. Vă întreb. Înțeleg ce spune dumneavoastră. Uitați, îmi vine așa. Acum nu mai stă. Bună ziua, merită să vă opriți să citiți. Informații. Nu slogane, informații. Ați fost... Fost la primărie, nu? Nu, da. A venit unul primar, în schimb. Am vorbit și cu dânsul. Ce v-a spus dânsul? Ce mi-a spus domnul primar? Domnul primar mi-a spus că are un plan cu spitalul. Că despre asta am vorbit. Am înțeles, da. Despre riscul seismic. Mulțumim frumos. Și că eu nu vreau să înțeleg că dânsul are un plan. Iar eu o să rog să-mi spună care e planul. Mă interesează foarte tare în ce spital ajung copiii noștri sau bătrânii noștri. Tu puteți face o cerere scrisă? Să vă dea... Normal, nu știu că la o cerere asta trebuie să am scris nenumărate articole. De să vă dea răspunsul ăsta. Am trimis, nu ne-a răspuns. Pe legea 544. Bună ziua, merită să vă opriți să citiți. Sunt informații, nu slogane, informații. N-au legătură cu altceva decât cu viața noastră. Nu, mai venit colegi de dumneavoastră, chiar așa periculos sunt. Dacă poți să primești și spate la urmă. Sunt băieții de aici, de la pai. Da. Bună ziua, merită să citiți informații. Informații proaspete, corecte, vechi din nefericire, nu proaspete. Proaspete pe stradă. Asta trebuia să facă, doamne. Trebuia să fie. Așa spunem și noi, doamne. Vă rog să vă opriți să citiți. Sunt informații care ne interesează pe toți. Și știți cum e, un om informat. Da. Deci, să vedem ce... Da, nu mai stă pe stradă, stă pe piciorul meu. Piciorul meu. Mâine să știți că îl fac, mi-l pun pe gât, ca să știți că vin și mâine, între 12 și... Întreabă